Salutare tuturor și bine m-ați găsit din nou pe un scooter. Pare că universul lucrează în sensul ăsta în care vrea să-mi arate utilitatea unui scooter, să spunem așa, și faptul că, ok, deși nu-s mișto, nu-s frumoase sau așa mai departe, utilitatea lor e atât de faină încât cam uiți aspectele astea. Și, na, ce să zic, asta cu urâtul și frumosul e în ochii fiecăruia. M-aș arunca să spun că scooterul ăsta e chiar mișto și cum arată, nu doar cum merge. Spun că universul s-a hotărât să facă treaba asta pentru că anul ăsta cred că, adică nu cred, cu siguranță am testat mai mult scutere decât motociclete. De fapt, în afară de poinarul meu cu care am mers sau cu care am apucat să merg, nu cred că am mers cu o altă motocicletă nouă. În schimb, am mers cu ăsta, ar fi al patrulea scooter. Deci, da, motivul pentru care merg și cu scooterul ăsta este, se datorează sau e din cauza poinarului, adică africanei mele. Pentru că, nu știu dacă vă mai aduceți aminte sunetul ăsta. Africa acum este la reparat la cei de la Motor Team și pe perioada reparației au fost îndeajuns de drăguți să-mi ofere la schimb acest scooter pentru a mă putea transporta prin oraș. De ajuns cu pălăvrăgeala, haideți să vă arăt despre ce scooter este vorba. Honda ADV 350 este scooterul care mi-a plăcut cel mai mult de până acum dintre scooterele pe care le-am testat. Este scooterul care mi-a îndeplinit sau arătat cel mai bine necesitatea unui scooter în oraș și este un scooter mișto, adică mișto chiar și cum arată, nu doar cum merge. Pentru că vorbim despre un scooter de data asta care nu poate fi condus cu noua categorie B125. Este vorba despre un scooter de 350 de centimetri, probabil așa cum v-ați dat seama și din numele lui. Un scooter care se conduce în schimb cu A2. Vorbim de un motor de 330 de centimetri cu 28,8 cai putere, un rezervor de 11,5 litri, un consum care spune producătorul că este undeva pe la 3,5, în bord fiind 4,0. S-a mers foarte mult și în afara orașului cu el, nu doar în oraș. Deci am putea spune că un consum de 4,0 mixt, eu zic că e un consum bun. Vorbim de clar lumini pe LED în toate, pe toate părțile, atât pe partea de stop, cât și pe partea de faruri. Semnalele, după cum vedeți, și ele sunt clasicele semnale cu, cum ar spune unii, US style de la Honda. Dacă ar fi să spun un lucru care mi-a plăcut foarte mult la scooterul ăsta, este fix ce se vede aici, adică ghidonul. Și asta pentru că mi se pare că îi oferă o manevrabilitate super mișto. Mi s-a părut scooterul pe care m-am simțit cel mai comod, deși are 180 de kilograme, dacă nu mă înșel.
nu am resimțit acest lucru. Și în comparație cu Forța 125, faptul că are oglinzile puse pe ghidon în modul ăsta și că oglinzile nu sunt atât de proeminente, mi s-a părut mult mai comod decât mi s-a părut Forța 125, chiar dacă este mult mai mare decât acela. Dar vorbim despre un scooter, nu? Și vorbim despre faptul că nu știu, ne referim, când spunem scooter, ne referim la utilitate, am putea spune, nu? Ei bine, utilitatea este una foarte mare, mai ales când apeși pe butonul ăsta de sit, băi nene, și se deschide treaba asta aici. Unde trebuie să recunosc că pe mine m-a câștigat cam la toate scuterele pe care le-am testat până acum, unde ai cam atâta spațiu. Vorbim de un compartiment care nu știu ca și din punct de vedere capacitate cât are, doar că îți încap lejer două căști, este destul de voluminos încât să-ți încapă un ghiozdan mare sau, eu știu, alte bagaje pe care le-ai putea avea. Da, e un scooter cu care poți lejer să pleci la drum, poți merge cu 130 constant, poți merge foarte, foarte liniștit. Manevrabilitatea lui mi s-a părut una foarte faină, mai ales pentru faptul că deși nu are aceeași protecție la vânt ca și Forța 125 și avem un parbriz considerabil mai mic, am putea spune, ca la Forța 125, protecția la vânt este una relativ bună. Mi se pare un scooter aerisit, adică, din nou, Forța 125 avea o protecție mai mare la vânt, dar cu toate astea, mie personal îmi place mai mult cum m-am simțit pe ăsta, pe ADV 350. Nu știu de ce, pur și simplu mi s-a părut că îți dă o senzație mai multă, nu știu, n-aș spune sportivitate, e efectiv, este mai aerisit. Singurul downside la acest parbriz pe care l-aș vedea este faptul că acționarea lui sau comutarea lui de pe poziția de sus în jos se face manual și atunci, în comparație cu Forța 125, unde aveai un buton care îți acționa parbrizul și ți-l ridica sau ți-l cobora, aici vorbim despre un parbriz reglabil manual, care în mers, ce să zic, nu o să mint, se poate regla și în mers, doar că cu siguranță nu recomand asta și nu e cel mai indicat. Dar da, el își face simțită prezența destul de bine, iar faptul că îl poți ridica și coborând nu este o chestie doar așa de fun, și își are o utilitate destul de bună, am putea spune. La capitolul infotainment, este un display simplu, un display unde ai majoritatea informațiilor necesare, cum ar fi temperatura, oră clasic, kilometri total, ai trip A, trip B, și vedem în stânga sus o mică iconiță care arată un T, și aceasta este reprezentată prin faptul că are traction control. Avea Forța 125 traction control, ăsta era aproape necesar, să zicem, să aibă și el traction control. După cum vedeți, vorbim de suspensii Showa, atât pe față cât și pe spate. Pe față avem furcă upside down, iar pe spate vorbim de amortizoare individuale pe ambele părți. Și da, ăsta este ADV 350, scuterul care m-a făcut cel mai mult să înțeleg ce înseamnă utilitatea unui scuter în oraș sau de ce, motivul pentru care foarte mulți motocicliști trec de la motoare la scutere prin oraș. Da, na. Destul cu vorba, hai să vedem cum se descurcă efectiv prin oraș. Iar acum că ați văzut
despre ce scooter vorbim, hai să îl punem și un pic la treabă și să vedem cum se descurcă prin haosul de București. Unul din lucrurile care îmi plac foarte mult la acest scooter este cu siguranță manevrabilitatea. Mi se pare foarte manevrabil, mi se pare foarte jucăuș, are o ciclistică plăcută, o ciclistică total diferită, aș spune, față de celelalte scutere cu care am mai mers. Îmi dă senzația unei motociclete mai mult decât a unui scuter. Asta poate, așa cred eu, datorită ghidonului pe care îl are. Este un ghidon lat, un ghidon foarte asemănător cu un ghidon de motocicletă în comparație cu celelalte ghidoane de scooter. Și, na, asta este un lucru bun și un lucru mai puțin bun. În detrimentul faptului că este un ghidon lat și te poate, să zicem, incomoda uneori la filtrarea traficului, ajută în același timp la o manevrabilitate mai bună. Cu toate astea, na, știu și eu ce să zic. Mulțumesc! Cu toate astea, nu prea știu ce să spun. După cum vedeți, filtrarea traficului nu este una tocmai greoaie. Alt lucru care îmi place, să nu fim ipocriți, îmi place puterea pe care o livrează și cum se simte. Asta din nou, prin comparație cu celelalte scutere pe care le-am testat. Adică nu veniți după motocicletă să vă urcați pe scuterul ăsta și să spuneți, bă, nu trage. E logic că nu trage în comparație cu o motocicletă de 750, 600 sau mai mare. Dar pentru ceea ce este el și pentru ce scop are, merge și se mișcă foarte bine. Să vorbim un pic și despre protecția la vânt. Pentru că eu, sincer, m-am așteptat că o să ai o protecție la vânt destul de mare, având în vedere că e un scooter de 350 de centimetri, mă rog, sau mai exact 330 de centimetri, dar este un scooter mare sau un scooter mai mare în comparație cu Forța 125, care, deși este mai mic ca și capacitate cilindrică, protecția la vânt pe acel scooter mi s-a părut mai mare, sincer. În schimb, aici vorbim de o protecție la vânt mai mică, tot un parbriz reglabil, doar că în cazul de față este un parbriz reglabil manual, dar nu aș spune că e deranjant această protecție la vânt mai mică. Mi se pare din contră, mi se pare mai aerisit. Mie personal îmi place mai mult așa decât foarte protejat și să nu te aerisești absolut deloc și să fie devină incomod din punct de vedere căldură, să spunem. Mai ales că de cele mai multe ori mergi cu un scooter în oraș. Ca să nu se înțeleagă că nu ai putea pleca la un drum mai lung și cu un scooter, mai ales cu ăsta, fără doar și poate. Este chiar mi s-ar părea interesant să faci o plecare la drum lung și pentru simplu fapt că îți permite destul de mult bagaj fără să-l simți atât de proeminent cum l-ai simți pe o motocicletă, unde ar trebui, să zicem, să-ți pui top key, side case-uri și așa mai departe. Deci aici e un thumbs up destul de mare. Din ciclul comoditate și confortabilitate, dacă ar fi să vorbim un pic despre șa, îmi place foarte mult cum este lucrată șaua din punct de vedere estetic, cum este îmbinat acea cusătură și model pe șaua pasagerului cu gri. Cusăturile mi se par de calitate și arată cu totul foarte bine. În schimb, eu personal parcă nu-mi găsesc așa poziția anume pe această șa. Pare că e o șa pe care trebuie să te cam plimbi, să te cam muți în funcție de stilul cu care mergi, în funcție de nu știu, cât de tare bate vântul și așa mai departe.
N-aș spune că este incomodă, dar este o șa pe care eu personal nu am reușit încă să-mi găsesc o poziție neutră unde să merg la drum mai liniștit. Acum, dacă ar fi să vorbim un pic despre prețul acestui scooter, este vorba de un preț de 7350 de euro și da, depinde cum pui lucrurile în perspectivă și cum vezi lucrurile, să zicem. Este un preț piperat, am putea spune, în același timp, având în vedere că vorbim despre un scooter și despre un scooter destul de și potent și confortabil, care îți câștigă timp prin trafic și lejeritate, poate că lucrurile nu mai sunt atât de dramatice, să spunem, și nu mai așa de rău. Dar na, acum asta e de la o persoană la alta și contează foarte mult de ceea ce aveți voi nevoie și de ceea ce căutați. Eu personal pot să spun doar atât. Dacă ar fi să dau un verdict despre acest scooter, așa pe scurt, este scooterul care mi-a arătat cel mai bine beneficiile unui scooter în oraș. Beneficiile de a putea avea bagaj, de a putea merge chiar și cu pasager și overall este scooterul care m-a făcut să-mi doresc și un scooter. Iar asta cred că spune multe, sincer. Și acum depinde de fiecare în parte ce, din nou, ce caută și la ce are nevoie să se orienteze. Eu vă mulțumesc că v-ați uitat la acest clip și până data viitoare, ride safe și toate cele bune. Salutare.